Bărbatul a patru de o comisie specială pentru persoanele cu handicap. A dobândit atunci certificatul de gradul 2 și nu necesita să fie asistat. Nimeni din familie sau dintre medicii care se ocupau de el nu au solicitat comisiei reevaluarea criminalului. Asta pentru că era un om liniștit, spun apropiații. Era cum să cadă, era, nu făcea prostii, nu știu ce a fost cu el. Beneficia de un tratament de ultimă generație la care a reacționat perfect, spun medicii, însă se pare că acum nu îl mai administra corespunzător. Familia era destul de mulțumită că poate să stea acasă, că poate să coabiteze toată familia. Și pentru noi a fost un mare mister întâmplarea asta de acum și pentru mine este inexplicabilă. Criminalul este pasionat de cărți. Specialiștii iau în calcul și ca lecturile să-l fi făcut să recurgă la gestul extrem. Și cititul ăsta la un moment dat devine lecturomanie și este un fel de fugă de realitate. Bărbatul și-ar fi premeditat crima. Anchetatorii au găsit un jurnal unde erau scrise toate detaliile legate de modul în care va acționa. Printre motivații este și aceasta că nu a fost apreciat. Plănuia de mult acest lucru? Doar că plănuia. Da. Și modul în care au fost descrisă de dumnealui săvârșirea faptelor denotă o planificare minuțioasă cu măsuri de precauție în așa fel încât să nu existe niciun impediment. Criminalul a fost dus în fața instanței. Nu a răspuns la întrebările jurnaliștilor, însă reporterii NewsHour with CNN au obținut o parte din declarațiile acestuia date în fața magistraților. Am avut discernământ diminuat, nu mi-am dat seama perfect. Aveam tot felul de frici. Am luat jumătate de pastilă aseară. Ce cauză s-a ajuns la nenorocire? Cu ce v-au supărat? Ați planificat focul? Planificat. Din ce cauză v-au supărat? V-ați certat cu dumnealor? Ce supărări aveți? Vă pare rău ce ați făcut?